Ședința Consiliului Director al Organizației Județene PDL Dâmbovița a avut de viza important cine vine în PDL și nu cine pleacă. Democrat liberalii dâmbovițeni au analizat miercuri rezultatele obținute la alegerile locale, referendum și parlamentarele din data de 9 decembrie 2012. Conducerea PDL Dâmbovița, în prezența liderilor de la centru, s-a întrunit în cursul zilei de miercuri în ședința Consiliului Director al Organizației Județene, pe ordinea de zi fiind mai multe puncte, printre care analizarea rezultatelor alegerilor din 2012 și stabilirea priorităților politice pentru perioada următoare. Președintele PDL Dâmbovița, deputatul Florin Popescu, a ținut să sublinieze că în ședință s-a decis și două excluderi, fiind vorba despre excluderea consilierului județean Moise Vasile și a consilierului local Răducanu Tudorică. Am validat excluderea din partid a domnilor Moise Vasile și Răducanu Vasile. Restul de măsuri organizatorii și vor dura 9 luni de zile cu tot ceea ce înseamnă reverificarea de jos. De la și am repornit reconstrucția partidului de la baza secției de votare. Facem o inventariere a tuturor membrilor care au rămas și sunt dispuși să se alăture proiectului politic numit PDL. Vasile Blaga a ținut să sublinieze faptul că PDL Dâmbovița este o organizație vie care poate mult mai mult. Foarte multă responsabilitate. Colegii acestei organizații, una dintre cele mai puternice ale noastre, au prezentat cauzele care au dus la rezultatele care nu i-au mulțumit nici pe dinșii la nivel local și nici pe noi la nivel național în anul electoral 2012. Toate astea, organizația din Dâmbovița a fost pe locul 5, dacă bine rețin, la alegerile locale și acum este în prima jumătate a clasamentului, să zic așa, ca și rezultate. Și dânșii ne-au spus punctele de vedere, inclusiv față de politica dusă, politica partidului la nivel central în campaniile electorale. Ne-au dat sugestii de care sigur că vom ține cont în perioada care va urma, pentru că, după câte știți, după finalizarea acestor discuții, o să avem între timp Consiliul Național de Coordonare, dar o să avem și Convenția Națională a Partidului, care desigur va stabili și va definitiva programul nostru politic pentru următoarea etapă de 4 ani. Vrem să stabilim o regulă clară, după fiecare ciclu electoral să avem un congres, noi spunem convenție, a Partidului.